ASE Mihai Bravu, Petrolul Roata, Progresul Valea Dragului, Avântul Florești. Acestea sunt echipele din Liga a 4-a pe care Viitorul Puieni a reușit să le elimine în drumul către finală. Da, este adevărat. O echipă din Onoare ajunge din nou în ultimul act al Cupei României, faza județeană. Viitorul a făcut din nou un meci mare pe terenul din Puieni, învingând cu 2-1 pe Avântul Florești. Gazdele au arătat ca o mare echipă, reușind să învingă după ce la pauză au fost conduse cu 1-0. Golurile victoriei au fost marcate de Ștefan Căpățână și capitanul Mărgărind. Toată echipa a fost devotată, toată echipa a jucat extraordinar ieri și în sferturi a jucat la fel de bine. Ce să spun, sunt foarte, foarte bucuros. În cealaltă semifinală, Arsenal Malo a învins cu 1-0 pe Unirea Izvoarele. Golul lui Jelescu îi trimite pe Tunari pentru al treilea an consecutiv în finala cupei. În ciuda forței adversarului, reprezentanții formației din Puieni nu se tem. Mergem să jucăm fotbal, să demonstrăm că am ajuns în finală numai prin propriile noastre forțe. Băieții o să fie motivați, joacă o finală de cupă județeană, Cupa României județeană. E un eveniment sportiv extraordinar. Cred și sper ca să fim cu toții sănătoși, să am echipa validă și, de ce nu, să facem chiar o figură frumoasă, să câștigăm finala. Pentru a marca acest moment unic în istoria clubului, Gerul Roșu, antrenorul și patronul acestei echipe, s-a gândit la un lucru inedit, să confecționeze medalii pentru jucători. Eu, ca antrenor, m-am gândit cu jucătorii și să facem și noi și comunitatea, să rămână ceva și pentru noi, și chiar dacă avem o cupă sau avem o diplomă, să avem și o medalie, să confecționăm medalii pentru toți jucătorii și, de ce nu, să invităm comunitatea pe toți din Puieni, să invităm și de la primărie, pe domnul primar, pe domnul vice, pe toată lumea să vină să joace, să vină să ne vadă cum jucăm. Finala fazei județene a Cupei României se va disputa luna viitoare, cel mai probabil la Giurgiu. Anul trecut, Unirea Izvoarele a cucerit trofeul după ce a învins la penaltiuri pe Arsenal Malu. Ultima echipă din Onoare care a cucerit cupa a fost Rapid Clejani în 2008.